O nouă explozie de infectări cu noul coronavirus. 351 de oameni au fost diagnosticați cu COVID-19 în ultimele 24 de ore după procesarea a 1319 teste primare. Din numărul de cazuri noi, 24 sunt cadre medicale. Până acum, 2225 de angajați din sistemul de sănătate s-au infectat cu noul coronavirus. Bilanțul total al îmbolnăvirilor se ridică la 14.714. A crescut și numărul deceselor provocate de COVID-19. Bilanțul negru a ajuns la 490 de persoane, după ce în ultimele 24 de ore 10 oameni și-au pierdut viața. Ultimele victime sunt 5 femei și 5 bărbați cu vârste între 58 și 89 de ani. Toți sufereau și de alte afecțiuni. Îngrijorător este faptul că a crescut numărul de pacienți în stare gravă. Sunt 476 de persoane, dintre care 27 sunt conectate la aparate de respirație asistată. Vestea bună este că 193 de persoane au fost externate, iar bilanțul celor vindecați de COVID-19 a ajuns la 8.212.